Bună ziua și bine v-am regăsit la interviurile Defense România. Eu sunt Tudor Curtifan. Astăzi vă propun să discutăm despre securitatea în regiunea Mării Negre, despre România, programe de înzestrare și multe, multe subiecte de maxim interes. Alături de mine, domnul general Mircea Chelaru. Domnule Chelaru, bine ați venit la Defense România. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Salut pe cei care și-au găsit timp să se uite la noi. Și, sincer, vin pentru prima oară, da, pentru la botez. Sper să fie de bun augur. Tăiem umbilicul și de aici încolo, cu toată disponibilitatea, tot ce este mai prolific și tot ce am adunat în parcursul existențial al carierei mele, în folosul națiunii, în folosul armatei române, le pun la dispoziție. Fiecare să aleagă ce este pozitiv, bun și folositor. Și folositor. Dar cu siguranță nu vom pune nimic negativ. Corect. Domnule Chelaru, ați fost șeful Marului Stat Major al armatei noastre în anul 2000, între februarie și octombrie, dacă nu mă înșel. O perioadă dificilă pentru armata română, de tranziție chiar după prăbușirea tratatului de la Varșovia, înainte de intrarea NATO. Cum vedeți în acest moment structurile și armata față de perioada respectivă, una foarte dificilă, cum am subliniat? E subiect de roman. E subiect de roman. Sau de lucrare de hiperdoctorat. Problema trebuie tranșată în mod logic și ideatic față de timpul în care s-a produs fiecare din aceste acțiuni. Sunt mulți care, privind cu ochiul de astăzi, în trecut, au cuvinte de laudă critică, dar ne fiind capabile să producă substitutul de rol, ca un istoric, să te pui exact în roluri și în condițiile vremii de atunci. Da. Putea să ia nu știu ce decizie, putea să facă mai bine. Este corect, de acord. Dar... Da, dar cu ochiul analistului de astăzi, în momentele de criză, pentru că România a trecut printr-o îndelungată și pot să spun că încă este, printr-o îndelungată criză conceptuală. Este încă tributară crizei de management ideatic. În România nu a existat o entitate, hai să spunem, în termenii convenționali, o anumită elită care să producă inovarea socială. În invente, că spui inovezi să meargă un motor, mai bine să meargă o armă, mai bine să aibă o claritate mai mare, cu mai mulți pixeli, o cameră video, nu? Corect. Deci inventica și inovarea în scopul creșterii calității, eficienței și ce? Coeficientului de utilitate. Dacă dumneavoastră aveți un singur exemplu prin care am avut un corpus, fie din domeniul, hai să spunem, tehnocraților, a economiștilor, a politicienilor, care să fi produs această renovare și inventică socială, pentru că această societate să aibă coeficientul de utilitate înalt, dar nu pentru sine, nu cu o cifră abstractă, că eu nu trăiesc din statistică. Corect. În statistică suntem toți cu un salariu mediu excepțional. Când intri în partea reală, o să vezi relația între quantum și capabilitatea de a produce viața mai bună din ea este aproape limitată către minus 1. Din acest punct de vedere, nefiind un leadership adecvat, dar care să priceapă ce? Direcțiile în care se dezvoltă stările în nouă fenomen al lumii. S-a mers văzând și făcând. Da. Hai să vedem cum o facem, tragem linie și ne descurcăm după aceea. La momentul respectiv, în anul 2000, întreg sistemul era încă osificat în vechile structuri. Nu numai armata. Ba armata o luase puțin mai înainte, dar insuficient pentru a produce ceea ce astăzi este de foarte mare importanță. Americanii care erau liderii și da, sunt liderii, nu formal, de facto și de iure a acestei alianțe, nu intră în discuție cu tine, indiferent cine ai fi, până când nu ai un coeficient, un prag peste care ei acceptă dialogul, numit pragul de încredere. Trust coefficient. Deci dacă nu ai acest coeficient de credibilitate,
te mângă, te laudă. Am atins repede acest coeficient. Da, am atins repede acest coeficient. Știți de ce? Pentru că măsurile au fost atât de severe luate de armată, atât de drastice și rapide raportată la enduranța, la inerția temporală a sistemului. Sistemele mari nu se schimbă peste noapte. Ele se schimbă cu mare greutate. Însă să nu uităm că peste 100 de mii de militari, cadre, nu militari în termen, da, cadre, în perioada 97 până către 2004, au acceptat, bineînțeles, prin măsurile pe care le-au luat sistemul, să iasă în afara sistemului pentru a reduce ce? Numărul, că filozofia americană e foarte simplă. Not multa sed multum. Nu mulți, dar foarte buni. Și condiționarea ca România, ca stat, a trebuit să, această condiționare a fost așa, să asigurați la buget minimum 10.000 de dolari pe cap de luptător, însemnând cheltuielile asumate ale statului român pentru perfecționarea din toate punctele de vedere, de la instrucție până la dotare, de la retehnologiare până la asumarea tehnologiilor înalte, trebuie să cheltuiești banii ăștia. Ori noi eram atunci cu un buget, dacă vă spun acum, cred că vă puneți mâine în cap, 781 de milioane de dolari, dintre care 80% se duceau pe cheltuieli de personal. De unde să stai, să mai scoți, să aduci tehnologie nouă, să faci compatibilitate, să faci standardizare, interoperabilitate, da, și așa mai departe. Și atunci 100 de mii de militari? Și atunci am redus de la câți erau în evidențe, spun, în statele armatei vechi, de la 340 de mii, cei dinaintea mea s-au strădit și au adus-o până la 210 mii, mm-hmm, apoi noi a trebuit să reducem până la 114 mii și am reușit să o facem. Dar cu ce? Cu această extraordinară presiune, ca un teas care am stors, și oamenii de bună credință au spus, da, dacă asta este condiția pentru ca România să acceadă în cea mai selectă combinație de alianță, în acest club, cum spuneai, mai puternică din istoria omenirii. Din istoria omenirii, și așa, și este. Și puterea nu îi vine doar din suma, ci din coeziunea și solidaritatea alianței. Da. Dacă nu aveam pasă, degeaba. Aici am început să cam scârți alianța astăzi, mm-hmm, cu vocile unilor din Occident, pentru ce să mă duc eu să-l apăr pe ăla de... Cum în ceea ce privește securitatea, domnule general, suntem în NATO, ceea ce e un lucru extraordinar de bun, acesta nu e un fapt fără putință de tăgadă. Rusia, cum vedeți pericolul rus, cum vedeți politica Rusiei astăzi față de trecut? Pare aceeași Rusie agresivă, dacă ne gândim chiar la Crimea, în urmă cu 6 ani, 2014, da. Când cineva vrea să te provoace, folosește acest impersonal și nedefinit, hai să spun, termen de modal, pare. Pare a fi, pare... Da, mi-am dat seama că ați făcut siajul acesta. Ca om care am lucrat 4 ani de zile în interiorul marului stat major la vremea, da, respectivă, după plecarea lui Pacepa, am restructurat sau s-au restructurat foarte multe din celulele de lucru, da, ale Sistemului Național de Apărare de acea vreme, și am lucrat în mare stat major pe planul Armonia, însemnând pe tratatul de la Varșovia. Vă spun, dacă e nevoie, aduce și Biblia și Constituția. Și de atunci și de acum. Cel mai mare efort pe care l-a produs la acea vreme, întregul Sistem Național de Apărare, că era al Ministerului Apărării Naționale, că erau al altor forțe din sistem, de la gărzi patriotice și terminând cu cele pregătite pentru lupta de rezistență, toate erau pregătite împotriva unui cert și același inamic invadator, URSS-ul. Această obsesie n-a venit de azi, de ieri. Această obsesie este venită din adâncul istoriei. Scuzați-mă că un profesor chiar m-a pus o întrebare retorică odată. Dacă cineva te-ar bate de 12 ori, nu ți-ar fi frică că te mai bate odată? Referindu-se la invaziile... Nu, când întinde mâna să te mângâie, te ferești. Da. A spaimă. Deci, chiar dacă unii spun că, vezi, Doamne,
vă asigurăm de întreaga noastră benevolență, că noi suntem acum într-o lume modernă, interactivă, că putem să comunicăm. Reflexul istoric, comportamentul istoric, produce un reflex istoric. Corect. Și dacă o luăm din adâncimea timpului, dar nu mă duc chiar de la... Mă duc în ultima parte, poate de la pacea de la Tilsit, când începe nenorocirea, din 1806, când Napoleon face greșeala să dea la pace, să se asigure cu Alexandru I că țările române, valahe, vor ieși de sub influență. A și cerut chiar să plece din Moldova și m-a întors-o pe dos și s-a rămas blocat. Trădarea și pacea de la Slobozia, ulterior, cu Hanul Manuc, 1812. Toate aceste lucruri, hai să spunem că s-au întâmplat istoric. Dar după aceea consecințele au fost oneroase, criminale. Cum e posibil să uiți vreodată că dinspre răsărit a venit unul care avea să spună: voi lăsa valahilor doar ochii cu care să plângă. Apoi vine pacea de la Adrianopol. Vin nenorocirile de regulamente organice care spun unii că au fost extraordinare, că au adus o Constituție. Nu, a adus cea mai grozavă instituire gubernială a țarilor sub Kiselev. Îi poartă numele astăzi. Dar istoria este cât se poate de limpede. Depinde cu ce ochi privești. Ulterior, în 77, nu se mai vreau duși de aici. Imediat după Revoluția bolșevică am fost declarați de către tovarășul Lenin et companii dușmanul natural, imperialismul românesc, care n-a permis Revoluția din Basarabia și din propriile țări. Deci aici nu e vorba de o administrație. Da, un trecând peste istorie, politica de astăzi... Nu, deci nu e vorba de o situație, ci de un mental. Corect. Și eu am tratat acest mental și am spus în foarte multe dintre intervențiile mele că iubesc, respect și cinstesc poporul rus, cu cultura sa, cu valorile sale. Detest politica Moscovei. Este criminală. Este întotdeauna invadatoare și întotdeauna expansionistă. Evenimentele din 89 se datorează în integralitatea lor tot intervenției directe sau indirecte, prin forțe armate sau prin trimiterea grupurilor ruso, atenție, sovietofile în această zonă, care ne-a făcut să pierdem aproape un deceniu de mers înainte, pentru că România avea resurse suficiente să se autocombusteze în sensul unei civilizații, că asta a fost întrebarea mea, nu retorică, de profundă gândire și accepțiune, inclusiv în Pentagon, inclusiv la Mons. Domnilor, de dumneavoastră depinde dacă noi intrăm în civilizația euroatlantică sau ne azvârliți în civilizația euroasiatică. Jocurile nu le mai faceți pe deasupra noastră. Întrebați-ne și pe noi. Chiar așa am vorbit. În momentul în care Rusia are un interes și îl atinge pe termen lung, dacă cineva studiază cu foarte multă atenție și știe să citească nu numai printre rânduri, ci și tradus cuvântul în semantica limbii ruse, el spune așa: dacă astăzi pierdem, astăzi nu reușim, cu siguranță, insistând, vom reuși în una din zilele care urmează. Așadar, fac încă o mărturisire. În anul 2000, când ați făcut trimiterea noastră, la Pentagon și ulterior președintelui comitetului întrunit a celor două camere ale Congresului American, John McCain, am prezentat un document în care am prezis, în viziunea 2020 cu care m-am prezentat în fața domnilor lor, că începând cu anul 2010, mai exact, imediat după 2012, avem documentele, Rusia va ocupa estul Ucrainei și Crimeea. Deci nu era o noutate. Ea este predictibilă prin mod, dacă știi să intre în mentalul ei și în sursele care îi produc aceste reacții. În 1997 s-a venit la Peșcheș și începuseră să cumpere dintre politicienii noștri pe cei care acceptau compromisul. Ce au zis rușii? Vă dăm Basarabia și Bucovina, ne ocupăm noi de treaba aceasta, numai să nu intrați în NATO.
Doi, nu vreau să ne fiți prieteni, dar vrem să nu ne deveniți dușmani. Rețineți. Asta era a treia. Și al treilea lucru foarte interesant, sunteți frații noștri ortodoxi și panslaviți, când la ei spun Panslavia. Da. Și panslavismul este viitorul omenirii care va excede dinspre Carpați către Urali. Lucru pe care îl procesează astăzi Alexander Dugin. Da. Ei, iată, deci, tot acest fenomen și acest model de gândire dă o singură concluzie. Rusia, dacă nu găsește rezolvarea pe cale amiabilă a intereselor sale care nu se schimbă de peste 3 secole încoace, recurge la mijloace specifice de forță. Acum când spun mijloace specifice de forță, înseamnă atacul direct, vezi, invazia Crimeei, estului Ucrainei, intervenția acceptată, disimulată, vezi ce este în Siria, sau folosirea tuturor celorlalte mijloace de presiune și șantaj economice, de la gaz, gazul către Europa, de aceea a făcut victime. Foarte multe dintre țările, sau cel puțin 3 mari țări cu statut în Europa, sunt dependente și răspund subtil, nu la șantaj, la opțiunile politice de hegemonie soft a Moscovei asupra Europei. România are un rol foarte important în zona aceasta, pentru că, după cum am văzut, Statele Unite chiar se bazează strict pe România și pe Polonia în ceea ce privește, zona aceasta, ceea ce e foarte important. Mă gândesc că la Marea Neagră alți aliați, Bulgaria poate, dar Bulgaria nu pare să fie. Eu aș face o abordare tot semantică, o corectură. România se găsește geografic într-o postură foarte importantă, cu un rol important. Exploatarea acestui rol acum revine conducerii României. Degeaba sunt în sala de joc dacă eu stau spectator și nu intru. Nu pot să schimb scorul decât dacă intri în teren. Corect. Deci din punctul ăsta de vedere, rolul și locul României în dispozitivul strategic și a viziunii de, și sunt foarte atent când folosesc acest cuvânt, de conservare a civilizației libere, crescută în libertatea euroatlantică. Există 2 tipuri care sunt colizive. Este tipul de societate crescută în conceptul dirigismului, a oligarhului, al despotului, spune Putin luminat, și societatea în care individualul, omul, care are toate libertățile să-și aleagă destinul, care aparține conceptului euroatlantic. Da. Deci aici este marea coliziune filozofică. Dar, vedeți dumneavoastră, până când omul de rând să înțeleagă ce înseamnă filozofia și lupta ideatică, el se reduce la ce are zilnic, pe ce pune mâna și ce dă de mâncare copiilor. Credibilitatea în structura euroatlantică va crește pe măsură ce va crește credibilitatea cetățeanului privind asigurarea securității sale existențiale. Nu numai cele militare. Uh-huh. Și cea economică, și cea continuității, da, și cea stabilității. Absolut. Din toate punctele de vedere. Se leagă între ele. Bun, în ceea ce privește înzestrarea, că am spus că discutăm și despre înzestrare, am stabilit într-o poziție foarte importantă pe flancul estic. Am văzut că vom avea și corvete, se va semna în cele din urmă contractul, vor veni lansatoare HIMARS, avem deja Patriot, F-16, vor fi 17 avioane de vânătoare. În viziunea dumneavoastră, ca fost șef de stat major, ce ar mai lipsi României? Unde ar trebui să ne îndreptăm în viitor pentru următoare programe de înzestrare? Poate să vă surprindă tot ce a spus dumneavoastră cu trimitere la entități luptătoare. 6 corvete, 10 avioane, încă 4 tancuri, încă 7 o bază, Patriot. M-ați înțeles? La Patriot. Toate acestea sunt consumabile. În luptă trebuie să te gândești care este rația, viteza de luptă corespunzător tipului de angajare în lupta respectivă.
s-a răspuns la întrebarea asta. Aș vrea să întreb și eu colegii mei, dar pe cei care au făcut această strategie națională de apărare și cartea albă a bătării. M-am uitat foarte atent. Foarte bine întocmită. Da. Excelent. Teoretic este foarte bine. Noi trebuie să avem în primul rând acum, trebuie să definim modelul strategic în interiorul căreia România intră într-un eventual conflict armat. Într-un conflict armat. Modelul strategic. Avem pe al NATO, știm despre ce este vorba, este o doctrină comună, ne vom supune tuturor relațiilor operative și de viziune strategică conform NATO. Dar întotdeauna un adevărat gânditor pentru națiunea sa trebuie să ia în calcul și paradoxul, reversul. Dar dacă se întâmplă ca tot ce am planificat în sistem să nu funcționeze, NATO nu este mai puternic sau mai slab decât suma integrată a puterii de apărare, a puterii armate a națiunilor cu care el este în componență. NATO nu are cum să producă minuni atât timp cât elementele sale, componente, statele, membre, nu își aduc aportul. Nu întâmplător. S-a zis, băi, ridicați și voi la 2%, dar să vedem în ce băgăm 2%. Ei, aici era problema. Dacă băgăm 2% în consumabile, acestea se vor consuma. După 5 ani de zile, sunt deja învechite din punct de vedere tehnologic. Trebuie să le schimbi. Și asta înseamnă consum în gol. Noi trebuie să realizăm, pe de o parte, dotarea și structurarea pentru un anumit tip de model de război în care putem să intrăm. Putem noi să intrăm în un război nuclear? Nu. Nu, dar putem fi victime a unui război nuclear. Atunci ce faci ca să reduci treaba aceasta? Te-ai gândit la asta? Putem noi să intrăm într-un război de înaltă anvergură și de lungă durată? Nu. Consumabile noastre, dacă intră într-o conflictualitate violentă care durează mai mult de o săptămână pe o anumită direcție, s-au terminat. Și atunci trebuie să îmbini capacitatea de regenerare a forțelor, de continuitate a aprovizionării interne și externe cu garanții severe asupra acestor consumabile, tehnici și tehnologii de luptă. Eu m-aș duce să intru în cercetare și dotarea pe tehnologii de înaltă performanță. Drone, de exemplu. Ale tehnologiilor și tehnicilor de luptă de apărare și contracarare. Nu neapărat ofensive. Pentru ce? Pentru a mă apăra, că ăsta este scopul și esența pregătirea armatei a unui stat și pregătirea pentru confruntarea unei națiuni. Salvgardarea națiunii respective, a poporului tău. Să nu fie nici țintă nucleară, nici carne de tun, dar nici să intre în sclavie și sau să trăiască fără libertate. Deci dumneavoastră trebuie să gândiți treaba aceasta, pentru că științele militare nu rezolvă doar treaba militară. Noi rezolvăm complexitatea vieții sociale a unei organizații sociale numită stat și cu obiectul acestui stat, națiunea română. Războiul este la ora actuală, și asta este definiția care am dat-o, este la ora actuală și ar trebui incriminat, indiferent cine îl declanșează, ca o crimă împotriva umanității. El nu trebuie să mai fie tratat conform lui Clausewitz ca o continuare a politicii cu alte mijloace. Nu. Războiul este un eșec al politicilor din timp de pace care n-au putut să le evite. Și asta aș vrea să văd. Toate măsurile pe care le ia statul român, conducătorii noștri, pentru a evita războiul. Cel mai mare dar al lui Dumnezeu este viața. Și știți care este cel mai mare dar al conducerii popoarelor? Pacea. Pacea. Sunt de acord. Dar și aceste măsuri care se iau acum de programele de înzestrare sunt pentru descurajare, practic. Au același obiectiv. Este obligatoriu. Obligatoriu. Acum vă spun, nu credeți că eu nu pledez, Doamne ferește, să nu ne înzestrăm. Absolut. Dimpotrivă. Îmi doresc să mă înzestrez, dar în sistemul compatibilității acționale. Le aduc aminte, dacă cumva dintre colegii noștri se uită,
teoria compatibilității acționale a generat trecerea de la luptă armă contra armă la sistem de arme contra sistem de arme și de aici mai sus de la complex de tehnologii contra complex de tehnologii. Dacă dumneata vii într-un duel și vii cu o sabie din oțel de Toledo, pot eu să mă prezint în fața dumitale cu o sabie din bambus? Mai terminat. Dăm șansa să mă opun măcar cu o sabie din oțel de Damasc. Apropo de cele mai bune oțeluri care se făceau pentru sabii. De aceea trebuie să fii foarte atent la ce tip de dotare. Dotările noastre trebuie să fie făcute într-o viziune strategică, corespunzând modelului războiului pe care le voi duce, cu cel puțin 5 la 10 ani în față. Să mă dotez pentru timpul care vine. Să aranjăm prin această negociere severă, să fim în posesia tehnologiilor care vor fi implementate, nu care au ieșit din uz la alții și ne folosesc eu. Revin din nou la drone. Mie mi se pare că ele sunt tehnologiile viitorului în acest moment. Deci, supravegherea... Am văzut și Nagorno-Karabakh. Deci, în primul rând, sistemul de supraveghere, de identificare aproape cu siguranță, e un termen care nu-l folosesc, de identificare a indicilor de lovire. În momentul în care ai toate elementele din rețeaua de informații, de inteligență de diferite categorii, nu intru în detalii, din supravegherea electronică, din supravegherea spațială, în care la tine există un centru ce îți dă indicii că urmează să fii lovit, da, atunci poți să produci descurajarea prin prin declarație, adică prin dezvăluire. Descurajarea prin dezvăluire este una din forțele principale ale lumii moderne. Dacă noi vom avea așa ceva și vom putea să fim beneficiare unui asemenea sistem, atunci, într-adevăr, pot să spun, dormi liniștită, dragă națiune, dar nu ca la FNI. Nu ca la FNI. Da? Bun, suntem, domnule general, pe final. Aș vrea să abordăm și un subiect sensibil pentru cadrele militare, mai ales cele în rezervă, pensiile militare. Care este părerea dumneavoastră? Ce ar trebui să facă mai mult mediul politic decât face în acest moment? Pentru că știm, nu este o situație tocmai roză între pensionarii militari și, corect spus, și decidenții politici, evident. Eu nu-mi exprim o părere, ci afirm cu fermitate o convingere. Dar am să, înainte de a spune această convingere, ce ar trebui să facă politicienii, da? Da. Cel mai bun lucru pe care ar trebui să-l facă politicienii este să ne lase în pace. Să stea deoparte. Să nu mai facă din armată un instrumentar de bătălie politică și să ia armata, să o pună la butonieră, vai ce bine dă. Doi, armata nu înseamnă numai cadrele militare active sau cadre militare în rezervă. Armata este o instituție, un complex care mai presus de toate are un mental colectiv total diferit față de politicienii care își schimbă partidele precum unele de la Crucea de Piatră clienții. Deci din punctul ăsta de vedere trebuie să gândim ce este armata. Simplu. Este singurul braț al unei națiuni care poate fi folosit în orice situație de critică și o folosesc termenul situație existențială. De la cutremure, molime, până la conflicte ușoare, conflicte medii sau război, cea care intervine este armata care vine din propria națiune. Da. Nu mai avem națiunea armată, avem o componentă armată a națiunii. Și aici mi s-a părut un recul grav. Ceea ce suedezii n-au renunțat, elvețienii n-au renunțat, nici americanii n-au renunțat, ca o gardă națională. Acolo este națiunea armată. Acolo întreaga națiune are armă. La noi e cu totul altceva. Te trezești cu un grup delator, un grup intrigant, un grup criminal. Și când spun grup, nu înseamnă 2-3. S-ar putea să fie hoarde, ganguri, care încep să jefuiască, să se distrugă și să ucidă prin diferite părți. Doamne ferește, cine se opune? Până ajunge jandarmeria și până intervine forța armată, au făcut victime. Degeaba, post factum, să-mi cer scuze. Trebuie gândit sistemul teritorial. Revenind la armată și la militari. Dacă politicienii vor lăsa armata să-și facă treaba,
așa cum spune Constituția României. Da. Armata nu face parte din instrumentarul guvernamental. Trebuie neapărat o lege organică a Armatei Române, conform articolului 118-119 din Constituție, alminter, n-are cum să fie garanta ordinei constituționale, cum spune în articolul 119, militarii să aibă în această lege acel statut al militarului de carieră. Și foarte simplu, militarul de carieră are două poziții. Poziția de activ, într-o funcție activă, și a doua poziție este poziția de rezervă. Funcția în rezervă. Și atunci va avea soldă de activ, militar activ, și va avea soldă de rezervist. Aceasta e o problemă fundamentală care se poate schimba. Acum, pe ce există de facto, de aceea eu rog foarte mult pe cei din statul major al apărării, pe ministrul apărării, pe Nicolae Ciucă, care e un luminat, dar nu știu ce constrângeri deocamdată îl ține închingi. Să facă pachetul de legi, dar până atunci să producă această corecție în interiorul armatei, corecție care trebuie să elimine malformațiile, intervențiile, idiotizările care s-au produs în ultimii 10 ani de zile, de când armata, chipurile, este cu pensii speciale, da. Este o mizerie ordinară. În 2000, singura care avea pensie de serviciu era armata, adică respectiv cei din Sistemul Național de Apărare. Au venit după modelul armatei și magistrați, și pe care îi vedeți dumneavoastră, nu mai întind lista. Ca să mă trezesc acum că pensie de serviciu au doar magistrații și unii militari trec la pensia de serviciu. Asta înseamnă sperjur, înseamnă substitut de rol, înseamnă răsturnarea adevărului. Nu se poate așa ceva. Acești politicieni, eu le-aș spune mai mult, politicianiști, că dacă ar fi politicieni, ar face politică sănătoasă, ar face politica cetății. Trebuie să accepte ca propunere și soluțiile să vină din partea corpului întreg al Armatei Române. Doi, ca să nu se mai întâmple aceste imixtiuni, atât Ministerul de Externe, cât și Ministerul Apărării, ambele cu domenii uriașe, politica externă și politica de securitate, de care răspunde președintele României, să nu mai fie numiți ăștia pe criterii politice. Să fie numiți de președinte, care dezbrăcat de politic, să pună oameni care să slujească instituțiile depolitizate. Iată soluții, dar care nu le acceptă. De ce? Că vor să aibă totul. Și având totul, pot să te drămuiască la șantaj. Momentul în care, la ora actuală, se va lua în discuții revizuirea pensiilor, o altă lege. Foarte simplu. Principiul fundamental pe care îl apără rezerva Armatei Române, că sunt sindicaliști, că sunt la Liga pentru Dreptate, la grad egal, la funcție egală, la stadiu egal, indiferent când, retribuție egală. Atât în funcția activă, cât și în funcția de rezervist. Sau mai, cum spun ei, pensionar. Nu există pensionar militar. Militarul nu este în pensie. Da, el are o funcție. E și aici o sintagmă criminală și urâtă. Când se va scoate conceptul de pensie militară, atunci vom înțelege ce este armata. Armata este un trunchi comun, activ și rezervă. Nu există armată care să reziste mai mult de 3 zile cu partea activă. De-abia când vine rezerva din spate, este cea care dă forță, dă siguranța regenerării, dă siguranța continuității luptei și a angajării resurselor naționale. Corect, sunt de acord. Sunt absolut de acord. Dar de unde acest, nu știu cum să-l numesc, populism politic în ceea ce privește introducerea militarilor în rândul celor cu pensii speciale, cum sună peiorativ, cum se numește peiorativ. Am urmărit fenomenul încă din pentru 2005. Că noi am mai avut o emisiune luna trecută când a fost domnul general Gropan și am stabilit, nu mai reiau acum faptul că militarii nu au pensii speciale, ci pensii de serviciu, plătesc taxe, se supun la nenumărate riscuri. S-a vorbit acest subiect, nu-l mai reiau, dar acest pare un populism politic în care să arunci în fața mulțimii în setan. Vă spun de ce. Carne. Un politician care este neputincios și nu are soluții,
această, eu îi spun, pegră, pătră, peliculă superpusă, cum spunea Eminescu, peste trupul națiunii, nu sunt capabili de inovare socială. Nu sunt capabili să facă din statul român numai un consumator prin taxe și impozite, să facă din statul român un producător de resurse. Acesta este statul feudal. În feudații, în funcții, ce fac? Ajung acolo, declamând parcursul democratic prin alegere, după care, așezat în jâlțul puterii, confiscă locul respectiv și îl tratează ca pe un instrument personal. Și că așa vrea mușchiul meu. Ei, neavând congruență și continuitate, neavând viziune și neînțelegând fenomenul, iau măsuri discreționare. Și atunci spun, bă, nu avem bani să dăm la săraci, nu avem bani să dăm la cămine. Dar de ce? Păi, pentru că plătim pe ăștia cu pensie specială. Uite, pentru asta nu avem. Hai să mai atem din specie, să vadă ce echitabili suntem noi, cât de grijuliți suntem pentru ăștia. Luăm de aici. Păi de ce la ăștia și nu la magistrați? Păi ăștia tac. Ăștia nu au voie să vorbească. E marea mută. La magistrați, dacă ne-am dus, ne cheamă la ședința cu părinții și dintr-o singură ședință suntem toți dincolo. Un pronostic pentru decizia CCR din, de la începutul lui decembrie? Nu pot să dau pronosticuri, atenție, nu sunt în Baba Vanca și cu atât mai puțin nu pot să dau pronosticuri pe CCR pentru că ei sunt magistrați. Da, asta e, așa e. Ați înțeles? Dacă ar fi o curte alta decât făcută din magistrați, din înțelepții neamului, un consiliu veghetor, cum vreți să se spuneți, eu vorbesc metaforic acum, care să fie detașat și de justiție, și de armată, și de alte tipuri de ingrediente societale, da, aș avea încredere. Dar când toți sunt în aceeași parte și oameni fiind, cunosc pe pielea mea cum au trebuit să execute la ordin, că altfel îi se ia jumătate din salariu, decizia dată de către cineva de sus. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu sunt atât de naiv să mă hazardez să spun că va fi într-un fel sau altul, pentru că în România nu funcționează legea dreptății, după legea fundamentală a constituirii cetății. În România funcționează justiția legii. Iar legea fiind nedreaptă și nebună, produce nedreptate. Te bag în interiorul legii strâmbe și te trezești murind cu dreptatea în mână. Da. Vedeți, dumneavoastră, e o mare diferență între a face dreptate și a te introduce în interiorul legii. Așa e. Ei, ce înseamnă asta? Și cu asta închei. Înseamnă că noi am fost scoși din siajul dreptății pentru omul care a renunțat la jumătate din viață. Știți dumneavoastră că un militar renunță la jumătate din viață? Pentru că el muncește 24 din 24 și se duce numai acolo unde îi se permite. El și-a părăsit, a trăit jumătate din timp numai cu familia. Nu, lăsăm deoparte. Multe deci drepturi noi, îngrădite. Noi am dat jumătate din existența noastră gratuit patriei, iar patria care trebuie să recunoască acest lucru, și așa este drept, da, ție slujitorilor, tu care ai stat sub în veghea mea, sub drapel, tu care mi-ai cântat imnul, tu care mi-ai îmbrăcat uniforma și te-ai jertfit, iată, eu te recompensez la plecare din sistemul acesta cu această sumă pe care o meriți. Deci noi nu cerșim pentru că vrem mai mult. Noi cerem înapoi drepturile cuvenite pe care societatea le recunoaște. De ce? Ne pune pe primul loc în încredere. În noi ai încredere. Iar ăștia ce spun? Băi, prea au luat-o ăștia razna. Ia să le mai tăiem puțin din credibilitate. Mai bagă-l și pe la Moara cu ciocănele. Vezi că sunt unii militari care echipurile au făcut niște prostii, toate inventate și puse din ordinul politicianismului care nu mai servește neamul românesc. Da. Ei sunt în putere și se agață de putere prin papiotele unor păpușari care ține la putere și atunci se bagă în slujbă. Și știți foarte bine, nu intru în teoria conspirației, către ce tip de organizare se îndreaptă întreaga societate a umanității care produce revolte numai noi. Uitați ce puseul e în toată lumea. Domnule Chelaru, vă mulțumim pentru prezența la Defense România și pentru discuția de astăzi. Oricând vă stau la dispoziție și să pe temă focusată, dacă vreți, și le rezolvăm cu cea mai mare resursă existentă și valoroasă în viața unui militar. Sinceritatea
și adevărata cunoaștere profesionistă. Cu drag. Vă mulțumim pentru prezență. Numai și bine. Noi vă mulțumim foarte mult.